aici suntem o familie, o familie duhovnicească. Îmi sunt dragi copiii, dragi oamenii, dragă biserica, pentru că eu aici îmi găsesc liniștea și sunt mai aproape de Dumnezeu. Locul în care mi-am botezat copiii, locul în care vin cu plăcere la Sfânta Liturghie și locul în care există deja o comunitate foarte bine închegată. O comunitate în care sunt relații de frățietate, de dragoste și de respect reciproc. Din 80 am participat aici la biserica aceasta. Îmi place foarte mult. Am cunoscut și pe ceilalți părinți și îmi place că vine foarte multă lume. Deci este atrasă ca un magnet. Vin și mulți tineri. Pentru mulți credincioși din orașul Arad, biserica parohiei Șega 1 înseamnă acasă. Aici sufletul își află bucuria în rugăciune și în comuniunea cu oameni dragi care vin la întâlnirea cu Hristos. Căci așa cum a spus Mântuitorul, acolo unde sunt doi sau trei adunați în numele Său, acolo se află și El, izvorul bunătății și al iubirii fără de sfârșit. În această parohie slujesc de un an și 5 luni și îi mulțumesc lui Dumnezeu că m-a chemat într-un astfel de context de slujire. Mă bucură faptul că în persoana părintelui paroh l-am găsit pe cel care într-un aspect parental se manifestă atât de frumos și de plăcut față de mine. Apoi colegul preot este de asemenea omul în preajma căruia simt că pot face ca din slujirea aceasta preoțească, pe care am primit-o ca dar din partea lui Dumnezeu, să o așez în folosul comunității. Și bineînțeles, comunitatea aceasta frumoasă, mă bucur foarte mult pentru faptul că îi simt ca devenind deja membri ai familiei mele. Simt că m-am așezat într-o familie aici. Preoții noștri au un mare merit în formarea acestei familii, pentru că aici vin oameni din medii diferite, studii diferite și concepții de viață diferite. Ori acest lucru, ca să poți uni acești oameni, să-i poți aduce în casa lui Dumnezeu, să le trezești liniștea și pacea și siguranța în acest loc, este un lucru deosebit. Și preoții noștri fac acest lucru. Înțeleg oamenii, îi ajută. Aici mă simt în largul meu. Cred că nu lipsește o duminică să nu vin. Ca în orice familie, petrec timp împreună, fac diferite activități, se susțin în momentele dificile și le sunt alături celor care au nevoie. Iar Dumnezeu îi unește. Cei nou veniți sunt primiți cu căldură și bunătate, iar odată ce au trecut pragul lăcașului, se reîntorc și devin treptat parte din familia parohială. Credincioșii sunt legați de biserică, participă cu regularitate la Sfintele Liturghii, răspund întotdeauna chemărilor pe care le adresăm privind nevoile parohiei pentru a împlini cele ce sunt de trebuință în activitatea pastorală, liturgică, misionară, culturală. Și faptul acesta ne bucură și ne dă și nouă imboldul ca mereu și mereu să sporim activitățile, mai cu seamă că avem colegi tineri dornici să împlinească și în puterea de a lucra în ogorul Bisericii lui Hristos. Prin frumusețea activităților pe care reușim să le întreprindem aici, toate adună comunitatea la un loc, în jurul unui scop comun, și aceste activități ne fac să ne coagulăm și mai mult ca o familie cu scopuri comune și direcții precise. De aceea, atunci când vine vorba despre organizarea unei activități, Părintele Paroh, alături de noi, cei doi preoslujitori, nu trebuie să ne străduim foarte mult să adunăm comunitatea în vederea organizării celor necesare unor astfel de evenimente, ci ei cumva sunt așezați deja
în bucuria aceasta a organizării la comun. De aceea simt că bucuria pe care v-am exprimat-o adineauri vis-a-vis de membrii acestei comunități este confirmată de faptul că ei, oamenii de aici, sunt împreună și mai mult decât atât, iubesc biserica. Și iubind biserica, iubesc să se integreze și să se implice în cele ale bisericii. Se organizează în această curte, în acest loc, acțiuni frumoase prin care se urmărește unirea acestor oameni, întâlnirea de suflet. Împărtășim bucuria de a fi împreună, ceea ce în ziua de astăzi contează foarte mult, a fi împreună, a te respecta, a te iubi, a prețui. Așa cum suntem, că fiecare suntem diferiți, cu frumusețea noastră exterioară, cu frumusețea interioară, cu chiar și cu părțile care de multe ori ne defavorizează, dar atunci suntem fericiți că suntem împreună. Bucuria oamenilor de astăzi nu ar fi fost posibilă fără străduința străbunilor. La sfârșitul secolului al XIX-lea, cartierul Șega era locuit în mare parte de români creștini ortodoxi. Oamenii își doreau o biserică aproape de casă, însă nu o puteau construi, căci valurile acelor vremuri luptau împotriva credinței lor. În această perioadă se deschid fabricile din zonă, fabrica Astra de vagoane și fabrica de textile UTA din Arad. Și la aceste fabrici, patronii au preferat să angajeze în majoritate etnici germani și maghiari, și odată cu angajarea lor, aceștia și-au căutat și locuri de case în apropiere. Cartierul Șega fiind în apropiere, au găsit aici locuri de case și astfel populația românească începe să devină în inferioritate ca și număr. Anul 1919 însă, odată cu instalarea administrației românești, urmarea actului de la 1 decembrie 1918 readuce la viață elementul românesc în cartierul Șega, întrucât românii sunt acceptați și la fabricile din zonă, dar și în administrația publică ca și funcționari. Oamenii participau la sfintele slujbe în Catedrala Istorică a Aradului. Însă distanța până acolo era considerabilă și nu puteau ajunge în fiecare zi de sărbătoare. Nevoia de a construi o biserică mai aproape de casă era tot mai mare. Comunitatea se dezvolta considerabil, iar datorită acestui fapt, credincioșii au putut să construiască în sfârșit lăcașul mult dorit. 1923 este anul când se fac primii pași pentru înființarea parohiei. Prin protopopul de atunci, Traian Vățeanu, care apelează la primărie pentru găsirea unui loc de biserică, iar doi ani mai târziu așezarea în scaunul eparhiei a vrednicului de pomenire Grigorie Comșa sporește acești pași, întrucât Preasfinția sa a văzut că toate cartierele românești ale Aradului sunt lipsite de locașuri de închinare, pentru că prin partea de vest au intrat cultele neoprotestante, prozelitismul lor fiind foarte virulent, și a accelerat această lucrare de zidire de biserici. Astfel se pun bazele parohiei, care ia ființă în 1927, anii următori fiind cei care au fost pregătitori pentru zidirea locașului de închinare. În 1930, la 1 septembrie a fost numit ca cel din tâi preot paroh al parohiei, vrednicul de pomenire părintele Ilarion Vefelea. Lucrările de construcție ale lăcașului au fost continuate de părintele Ilarion Felea. În anul 1930, la sărbătoarea pogorârii Sfântului Duh, a fost pusă piatra de temelie, iar în luna septembrie a acelui așan, biserica a fost sfințită. În doar câteva luni, dorința arzătoare a oamenilor a înălțat lăcașul mult dorit. A urmat apoi pictarea acestuia, iar în scurtă vreme, biserica a fost sfințită. Și astfel, data de 17 septembrie 1933 a fost ziua în care s-a sfințit acest locaș de închinare.
de către vrednicul de pomenire, cum spuneam, episcopul Grigorie Comșa al Aradului. Periodicele vremei, între care biserica și școala, a consemnat evenimentul atât de înălțător și religios, dar și românesc, al noului Sion românesc, așa cum l-au numit, impunătoarea biserică a parohiei Arad Șega. Această biserică este una dintre bisericile istorice ale orașului și totodată un simbol al credinței și al neamului românesc. Da. Așa este? Așa este, da. Alături de Catedrala istorică, printre primele biserici care s-au ridicat în cartierele Aradului, este și această biserică care a slujit enoriașilor de aici, prin preoții ei, cu multă evlavie și dragoste, și totodată faptul că cel din tâi preot paroh a fost părintele Ilarion Felea, a avut un rol covârșitor, întrucât dânsul a fost un român adevărat și a militat pentru credința creștină și a apărat-o prin viața sa, prin lucrările pe care le-a scris, prin predicile pe care le-a ținut, prin dinamismul său covârșitor în activitatea Sfinției sale. Oamenii vorbesc și astăzi despre părintele Ilarion, cel care a apărat ortodoxia și s-a jertfit pentru Hristos. Credincioșii spun că încă îi simt Duhul aici, în biserică, și sunt convinși că au încă un ocrotitor în cer, în ceata sfinților. Căci preotul martir Ilarion Felea este unul dintre mărturisitorii propuși spre canonizare în anul 2025. Următor în slujire părintelui Ilarion Felea a fost părintele Tudor Demian, care și dânsul a fost supus închisorii și chiar zilele trecute mi-a mărturisit un enoriaș care a stat de vorbă cu fiul părintelui Tudor Demian. La întoarcerea părintelui din temniță, fiul, dacă nu ar fi știut că este tatăl lui, nu l-ar fi recunoscut, atât a fost de slăbit și de îmbătrânit și supus greutăților. Iarăși următorul preot care a slujit la Șega, părintele Emilian Bența, a avut de suferit din cauza credinței pe care a propovăduit-o și a apărat-o, a fost și dânsul închis. La eliberare din temniță nu i s-a mai îngăduit să revină în parohia pe care a avut-o, ci a trebuit să aleagă o parohie de țară, unde a slujit până la sfârșitul vieții sale. De asemenea, eu când am venit, l-am înlocuit pe părintele Ioan Hornea. Dânsul, la rândul lui, a fost un militant deosebit pentru credința creștină ortodoxă. Dânsul a fost și membru al Asociației Oastea Domnului. A avut de suferit pentru credința sa, a fost închis. Dânsul a slujit apoi aici la Șega până la pensionare în 1997. Datorită celor care au apărat cândva credința strămoșească, oamenii pot trăi astăzi clipe de liniște în tinda bisericii. Pot spune liber, cu glas tare, sunt creștin ortodox și pot participa oricând doresc la slujbele bisericii. Viața parohiei de astăzi este una la fel de dinamică, cu multe activități pe care le împlinim spre folosul credincioșilor, cu bucuria că în fiecare duminică și sărbătoare biserica este plină de credincioși, cu toate activitățile pe care le desfășurăm și pentru cei tineri și pentru copii, dar și pentru cei mai în vârstă și pentru cei năpăstuiți, cărora căutăm să le oferim un dram de bucurie și de mângâiere. Unul dintre proiectele preferate ale enoriașilor este intitulat Șezătoarea din tinda bisericii.
În fiecare an, în luna mai, iubitorii ai tradițiilor din diferite comunități parohiale se întâlnesc în curtea bisericii. O acțiune foarte frumoasă, toată lumea o așteaptă, pentru că aici ne regăsim fiecare, suntem din locuri diferite, din județe diferite. Fiecare vine cu specificul lui, de unde se trage, de unde este rădăcina, cu costume populare, cu mâncăruri tradiționale, cu prăjituri tradiționale, plăcinte. Este o întâlnire de suflet pentru că fiecare vine și își prezintă și socializează cu cei din jur. Vin ansambluri de dansuri populare, vin meșteșugari. Punem folclorul, veșmântul popular românesc, lângă haina aceasta preoțească și din cele două, veșmântul popular și haina preoțească, pe ambele le așezăm ca o icoană frumoasă aici, în curtea Bisericii lui Dumnezeu, care devine un spațiu al întâlnirii dintre ieri și mâine, într-un frumos astăzi. Tot ce este prezent ne leagă de trecut. Nu putem să ne marginalizăm de ceea ce a fost și încercăm să continuăm cu copiii și nepoții noștri acest lucru. Și ne bucurăm că se păstrează tradiția în continuare. Copiilor le sunt dăruite tradițiile, dar și credința. Alături de cateheze, cei mici îl cunosc pe Dumnezeu și prin muzica liturgică. În anul 2022 s-a format grupul coral al copiilor, ce poartă numele Părintelui Ilarion. Ne pregătim pentru concursurile organizate de Arhiepiscopia Radului, atât în perioada prepascală, numită concursul Urcus spre Înviere, cât și în perioada postului Crăciunului, numită Colindăm, Doamne, Colind. Și de fiecare dată copiii noștri se întorc cu premii de la aceste concursuri și vă dați seama, bucuria lor este și bucuria noastră și bucuria întregii familii din parohia Rad Șega 1. De ce ați hotărât să organizați aceste activități pentru tineri? Am hotărât să organizăm aceste activități pentru tineri pentru că mi-a plăcut foarte mult. Am citit undeva și se spunea așa, parohia fără de tineri are un viitor mort. Adică tinerii noștri pe care noi avem, biserica noastră, trebuie să fie plină de tineri pentru că viitorul parohiei și viitorul bisericii, să spunem așa, este prin ei. Pentru că aducându-i pe tineri în biserică, îi aducem totodată și pe părinților, aducem, bineînțeles, și pe bunicilor și continuăm așa pe mai departe în conlucrare, în comuniune și în iubire frățească, tineri, copii, cler și popor. Aș putea aminti de cel mai important și drag al sufletului meu, proiectul Lăsați copiii să vină la mine, prin care reușim, cel puțin în cele două mari posturi, să venim cu peste 300 de copii la biserică pentru a primi Sfintele Taine. Am desfășurat și alte proiecte de la sufletului. Cu prilejul Târgului de Crăciun am inițiat de asemenea un proiect Dăruind vei dobândi, prin care am sensibilizat foarte mulți copii implicați în activități creative pe care le-au expus la biserică, fondurile pe care le-am obținut fiind direcționate în scopuri caritabile. Cum îi ajută această apropiere de biserică în dezvoltarea lor ca viitori adulți? Venind în Sfânta Biserică și ascultând în primul și în primul rând cuvântul Mântuitorului nostru Iisus Hristos și pe care fiecare dintre ei punându-l în practică, pentru că în momentul în care vii și te împărtășești cu trupul și sângele Mântuitorului, în momentul în care ești în comuniune cu Hristos, chiar dacă poate de multe ori se întâmplă ca în anii tinereții să pășești pe căi greșite, dar datorită faptului că vii și te împărtășești, duși de către părinți, duși de către bunici, încă din frage de pruncie, Sfânta Împărtășanie, trupul și sângele Mântuitorului lucrează în viața tânărului. Chiar dacă poate, cum spuneam mai devreme, este o perioadă, datorită anturajului, datorită societății în care trăim, tinerii poate mai calcă greșit, dar vine o clipă în viața fiecăruia când își vine în fire, își vine în sine, la fel ca și fiul risipitor. Vine o clipă când Maica Domnului lucrează, vine o clipă când Hristos este acolo și zidește din nou pe temelia pe care, încă din copilărie, părinții și bunicii au pus-o în Sfânta Biserică. Anul trecut a fost inițiat și programul Oameni, Fapte și Idei, în cadrul căruia oameni de cultură, teologi și profesori din diferite domenii susțin conferințe și răspund diferitelor întrebări.
Ne-am bucurat de faptul că cel care a deschis acest program a fost părintele profesor Stelian Tofană, de la Facultatea de Teologie din Cluj-Napoca. O bucurie mare pentru comunitatea noastră, înțelegând că a abordat o temă care pentru mine personal a deschis o perspectivă pentru tot ceea ce înseamnă, sper, cu ajutorul lui Dumnezeu, toată plecarea mea în slujirea preoțească. A vorbit despre ce mai înseamnă Biblia pentru omul de astăzi și mi-a deschis gândul ca, sper, în cât mai curând să concretizez un program la care deja lucrez în favoarea celor tineri, înțelegând că responsabilitatea mea, celui care reprezintă într-un fel generația tânără în rândul preoților, este de a facilita și de a duce cumva cuvântul Scripturii la înțelesul celor pe care îi avem în grijă mai tineri decât noi. Parohia noastră mai organizează în prima duminică din postul cel mare, în Duminica Ortodoxiei, concertul de pricezne, intitulat Bucurie în Ortodoxie, unde atât corul parohiei, corul de copii și tineri al parohiei noastre, la Răunfelia, cât și alte coruri din municipiul Arad și din județul Arad și alți interpreți și artiști de muzică populară vin și concertează în această Duminica Ortodoxiei aici în parohia noastră. Un festival de pricezne în cadrul căruia reușim să aducem interpreți tineri, dar și cu neaua întâmple, care să așeze frumos sensibilitatea credinței în Dumnezeu și prin aceste frumoase alcătuiri ale neamului nostru, priceznele noastre ortodoxe. În curtea lăcașului se construiește o nouă clădire, Centrul Social Părintele Ilarion Felea, un spațiu ce va fi destinat diferitelor activități ale parohiei. Acum așteptăm să se termine clădirea și aici există o implicare a familiei duhovnicești în ideea contribuției financiare, pentru că costul acestei clădiri este destul de ridicat, ori asta ne dorim să se finalizeze, ca tinerii și copiii și noi, vârstnicii, să putem să ne întâlnim la un ceai, la o cafea, la întâlniri pe anumite teme legate de biserică, de viața noastră de zi cu zi. Este vorba despre un spațiu în cadrul căruia nădăjduim să putem așeza, la un moment dat, acea liturghie de după liturghie. Să fie spațiul acela în care să reușim să-i adunăm pe copii și tineri într-un spațiu neconvențional. Temele de discuție de acolo, cum ar fi temele din jurul vizionării unui film împreună sau pur și simplu debate-uri simple în subiecte de zi cu zi, de interes pentru copii și tineri și în același timp de încordare a credinței noastre, a mărturisirii noastre și a felului în care facem din preoția noastră una lucrătoare în adevăratul sens al cuvântului. Această clădire nu este altceva decât o confirmare a faptului că ne străduim cu ajutorul lui Dumnezeu să înțelegem că preoția aceasta, înainte de a fi o demnitate și o cinste, este mai presus decât orice o responsabilitate. Confirmarea încercării de a îndeplini o misiune. În ceea ce privește dinamismul și lucrarea bisericii în parohie, trebuie să vă spunem că mai avem încă o biserică, este o biserică nouă, a cărei construcție a început în anul 2000 și care este finalizată din 2011, slujim în ea. Este o biserică cu o arhitectură pură românească, după modelul Bisericii Sfântul Nicolae Domnesc de la Curtea de Argeș. Am reușit să o și pictăm, pictorul Tudorel Ciuhureanu de la București. Au răspuns credincioșii la nevoile de înălțare a acelui locaș de închinare și este o biserică deosebit de frumoasă și de caldă și vă invităm ca să o vedeți și pe aceea. Biserica parohiei Șega 1 este astăzi una dintre bisericile istorice ale orașului Arad.
simbol al iubirii pentru Hristos și al jertfei pentru dreapta credință. Dacă drumul vă poartă pe aceste meleaguri, vă îndemnăm să o vizitați, să îi aflați trecutul și să îi cunoașteți oamenii de seamă, cei care au fost, dar și cei care sunt astăzi. Vă vor primi cu brațele deschise, iar timpul petrecut aici va fi prilej de odihnă și bucurie. Slavă Dumnezeu, mulțumim că ați sfășit în mijlocul parohiei noastre, mulțumim că ați venit aici în biserica păstorită de Părintele Ilarion Felea și cu siguranță Duhul Părintelui, care se simte și lucrează aici în mijlocul comunității noastre, de a ne apropia unii față de ceilalți și de a ne atinge ținta pe care cu siguranță fiecare dintre noi o avem și care nu este altă țintă decât mântuirea sufletului.